Ardeni. Bine ați venit la Teatrul Gabriel Umania pentru evenimentul Povestea Crăciunului. Un eveniment care îl celebrează pe Regele Regilor, pe Iisus Hristos. Sunt pastorul Daniel Bordea. Ne bucurăm să fim împreună. Vă salutăm pe toți. Salutăm persoanele oficiale din conducerea Onașului. Salutăm viceprimarul, Lucian Leneș. Salutăm alte persoane din conducerea altor instituții. Mulțumim conducerii teatrului pentru posibilitatea organizării acestui eveniment. Vă salut cu următoarele cuvinte ale Bibliei, cuvinte pe care vă invit să le primiți și voi. Îngerul le-a zis, nu vă temeți, vă aduc o veste bună, care va produce o mare bucurie întregului popor. Astăzi vi s-a născut un salvator în orașul lui David. El este Hristos, Domnul. Tocmai a citit din Evanghelia după Luca, capitolul 2. Acest eveniment, povestea Crăciunului, este important pentru orașul nostru din mai multe motive. În primul rând, este un eveniment spiritual care ne ridică privirea spre Dumnezeu. Și când ne ridicăm privirile spre Dumnezeu, fiecare din noi primim dragoste, primim credință, primim speranță. Este un eveniment care ne unește. Suntem oameni diferiți, ca și poziție socială, pregătire intelectuală, origine etnică sau mentalitate confesională. Însă, Iisus Hristos, Regele Regilor, este Cel care ne unește. Este un eveniment organizat de adulți, tineri și copii din orașul nostru. Ne bucurăm să vedem credința lor în Dumnezeu și că sunt gata să proclame pe Iisus Hristos ca și Domnul peste oraș. Dacă copiii și tinerii noștri își lasă modelată viața lor de persoana, lucrarea și de cuvintele lui Iisus Hristos, atunci orașul nostru da are speranță, nu numai orașul, ci și țara și de ce nu întreaga lume. Câteva cuvinte despre acest eveniment, despre povestea Crăciunului. De ce o numim povestea Crăciunului? De ce? Pentru că tuturor ne plac poveștile. Copiii, vă plac poveștile? Da! Da, tuturor ne plac poveștile. Chiar și nouă adulților ne plac mult poveștile. Însă, povestea Crăciunului e o poveste specială. Pentru că e scrisă de Dumnezeu. Autorul este Dumnezeu. Este specială pentru că Cel ce împlinește povestea, povestea gândului, a cuvintelor lui Dumnezeu, a planului și apoi lui Dumnezeu, este chiar Fiul lui Dumnezeu. Este Iisus Hristos, Domnul. Iată ce spune Scriptura. Înainte de crearea lumii, Dumnezeu ne-a ales în Hristos ca să fim sfinți și fără vină înaintea Lui. Fiți atenți la expresia înainte de întemeierea lumii. Planul lui Dumnezeu a fost să ne binecuvinteze în Iisus Hristos. Această poveste mai apoi este specială pentru că Cel care ne descoperă povestea și ne ajută să o înțelegem este Dumnezeu, Duhul Sfânt. Iată cuvintele lui Iisus. Citez. Când va veni Mântuitorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Când înțelegem și ne deschidem pentru povestea lui Dumnezeu, această poveste prinde viață în noi. Fiecare dintre noi devenim parte din povestea lui Dumnezeu și ne umplem de credință, de speranță, de dragoste, de bucurie, de pace, de bunătate și de alte virtuți dumnezeiești. În finalul introducerii mele, două sfaturi. Faceți în liniște sufletul vostru pentru a înțelege și a primi lucrarea plină de dragostea lui Dumnezeu, descoperită în Iisus. Când a venit împlinirea vremii și a venit Iisus, nu mulți erau sufletele pregătite, liniștite pentru a-L vedea la lucru pe Dumnezeu. Și atunci, ca și acum, lumea făcea mult zgomot pentru a-i distrage pe oameni. Însă, câțiva aveau acea liniște și acea căutare
după Dumnezeu în sufletele lor. Liniște sufletească care i-a ajutat să-L vadă pe Dumnezeu la lor. Așadar, fii interesat și fă liniște în interiorul tău pentru a înțelege lucrările lui Dumnezeu. Și cel de-al doilea sfat, fiți pregătiți să răspundeți nu oricum, ci cu bucurie la tot ce prin povestea Crăciunului Dumnezeu face pentru noi. Când Iisus a venit în lumea noastră, cei ce au înțeles cine este Iisus au fost umpluți de bucurie. Maria și Iosif, păstorii și magii, îngerii prin cântecul lor, toți răspundeau cu bucurie la ceea ce făcea Dumnezeu. De fapt, suntem încurajați de însuși Dumnezeu să ne manifestăm bucurie. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Am citit din Epistola către Filipeni. Și dați-mi voie să citesc și din Psalmul 150. Lăudați pe Domnul. Lăudați pe Dumnezeu locașului cel sfânt. Lăudați-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui. Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari. Lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. Lăudați-L cu sunet de trâmbiță. Lăudați-L cu alăuta și cu harpa. Lăudați-L cu timpane și cu jocuri. Lăudați-L cântând cu instrumente cu corzi și cu cavalul. Lăudați-L cu chimbale sunătoare. Lăudați-L cu chimbale zâmbăritoare. Tot ce are suflare să laude pe Domnul. Lăudați pe Domnul. Acest eveniment vrem să lăudăm pe Domnul Iisus Hristos. Prin cântecele corului, prin soliști sau prin fanfară, vrem ca acest eveniment să fie un eveniment care să ducă laudă lui Iisus Hristos și să aducă multă bucurie și pace în sufletele noastre. Acum o să ascultăm corul, intonând colindul Oglindirea Veșniciei. Iar după cor, ascultăm pe Denisa.
Iisus a născut. Să vreau
să ne mântuiască ce minunat împărat, ce minunat atmosferă plăcută, plină de veselie, plină de cântec, plină de voie bună. Până se pregătește fanfara, aș vrea să medităm la lucrurile cu adevărat importante din perioada Crăciunului. Cuvinte ca sărbători fericite sau Crăciun fericit auzim peste tot în această perioadă. Pentru cei mai mulți oameni, Crăciunul este sărbătoarea anului. În ciuda sau poate tocmai din cauza agitației înfricurate de afară din această perioadă, ne dorim liniște, cel puțin pentru zilele de sărbători, iar dorința de a sărbători în liniște și în armonie împreună cu familiile și cu cei dragi este pe primul loc. Dar de câte ori nu rămâne Crăciunul pentru foarte mulți oameni, în ciuda exteriorului frumos, o sărbătoare a dorințelor neîmplinite. Da, de câte ori nu lipsește bucuria adevărată în ciuda strălucirilor de veselie și armonie. De data aceasta însă, lucrurile se pot schimba. Să ne gândim în liniște pentru ce l-a trimis în lume Dumnezeu pe Fiul Său. Care este motivul bucuriei mari pe care îngerii au vestit-o noaptea păstorilor? Este faptul că s-a născut Iisus, Mântuitorul, prin moartea căruia pe cruce fiecare om poate primi acum iertarea păcatelor. Cine primește astăzi, prin credință, acest cadou al lui Dumnezeu, va trăi această mare bucurie. Permiteți-mi să vă reamintesc cele două sfaturi primite în deschiderea serii. Faceți liniște în sufletele dumneavoastră. În ciuda dălăciei și agitației din această perioadă, pentru a înțelege și primi lucrarea plină de dragoste a lui Dumnezeu, descoperind în Fiul Său, Iisus Hristos. Și apoi al doilea, fiți pregătiți să răspundeți cu bucurie la tot ceea ce din povestea Crăciunului Dumnezeu face pentru noi. Vom asculta desigur în cele ce urmează fanfara, intonând un grupaj de colinde instrumental. Mai apoi vom asculta un scurt mesaj adus de pastorul Mircea de Teșan, pe care îl avem alături de noi. Vă doresc audiție plăcută în continuare și nu uitați, povestea Crăciunului nu are legătură cu cadourile, nici cu bradul podobit, nici cu luminițe sau Moș Crăciun. Povestea Crăciunului vorbește despre Iisus Hristos.
Ceva pentru atingerea vieții unora dintre cei care ați primit să fiți împreună cu noi. Fiecare dintre dumneavoastră ați avut ocazia să primiți un pian când ați venit, ați intrat și la pianul acesta ați putut observa că se poate desprinde o parte foarte mică de dedesubt. Avem rugămintea, dacă doriți să fiți contactat, contactată, să vă treceți numele, un număr de telefon sau o adresă de e-mail
și fără nicio problemă, cei din partea departamentului vă vor contacta dacă aveți o nevoie de rugăciune sau dacă doriți să știți mai multe lucruri despre noi și despre lucrarea pe care noi o facem, cu toată dragostea vi se va răspunde. De asemenea, puteți să ne găsiți și aveți în priamet lucrul acesta pe Facebook sau Instagram. Avem și un site al bisericii noastre, așa că puteți să intrați în legătură cu noi. Este foarte trist și cu durere să spun lucrul acesta, faptul că se observă în națiunile lumii că sărbătoarea aceasta creștină, povestea Crăciunului, din păcate nu se știe de foarte mulți oameni de unde a pornit și ce înseamnă. Am rămas foarte surprins în anul 2014, era pe YouTube din partea unei emisiuni de tipul Vox Populi, asta vine din limba latină și înseamnă vocea poporului, când este în contextul televiziunii sau radioului, atunci se referă la ce spune poporul, care este opinia poporului, la un sondaj pe care l-au făcut. O persoană singură din 7, aici în România, a știut ce celebrăm de fapt la Crăciun. O singură persoană din 7 a știut să spună, este vorba despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Nu e de mirare că la o altă astfel de emisiune cu scopului, 6 oameni care au fost prima dată întrebați, n-au știut nici unul în ce țară trăiesc. Dar în ce țară ești, omule? Nimeni n-a știut să spună România. O singură persoană a știut că, știu că este capitala la București. Dar nu mai țin minte cum se spune țării. Dragii mei, este foarte semnificativ ceea ce noi celebrăm. Și putem să avem atingerea vieții pentru eternitate dacă dăm atenție la lucrurile care sunt de foarte mare însemnătate. Chiar în această săptămână cineva a mai pus întrebarea, dacă ar fi să accentuați 3 lucruri care țin de sărbătoarea aceasta a Crăciunului pentru a clarifica în mintea oamenilor ce anume este de însemnătate, care ar fi cele 3 lucruri pe care le-ați atinge? Am rămas foarte mișcat de întrebarea aceasta și mi-am dat seama că este de mare importanță. Care ar fi 3 lucruri? Și m-au provocat. Și tocmai despre asta am hotărât să vorbesc în această seară. Care sunt 3 lucruri care e bine să le fie foarte clare din acest punct de vedere? La sărbătoarea Crăciunului. Sărbătoarea la care mulți se gândesc doar la brad, la cadou, la luminițe și la, știu eu, distracție. 3 lucruri care au fost imediat în mintea mea și în atenția mea. Unul legat de nașterea Domnului, al doilea legat de numele Domnului și al treilea legat de nevoia unui răspuns din partea noastră. Am să citesc din Evanghelia după Luca, de la capitolul 1, de la versetul 26 până la versetul 35 din Cuvântul Scripturilor. Este vorba de vestirea nașterii lui Iisus Hristos. În luna 6, Îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Tulburat foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis, nu te teme, Maria, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preînalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său, David, va împărăți peste casa lui Iacob în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria
A zis îngerul lui, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui preanalt te va umbli. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Cele trei lucruri foarte de mare însemnătate pe care aș vrea să le avem clarificate fiecare dintre noi. Se întâmplă în rând, cum spuneam, despre nașterea lui Iisus, al doilea lucru despre numele lui Iisus și al treilea lucru despre nevoia unui răspuns. Privitor la nașterea lui Iisus, ce anume este de mare importanță și a fost în mintea și în inima mea și vrea să rămână și pentru dumneavoastră, este următoarea afirmație. Nașterea lui Iisus nu a însemnat începutul existenței Lui. Nașterea lui Iisus nu a însemnat începutul existenței Lui. Mulți se gândesc că Iisus există doar de acum 2000 de ani, când s-a născut cu Fecioara Maria. În fapt, El a existat din totdeauna. Atunci când s-a născut, este din Betleemul iudeii, Iisus a îmbrăcat natură umană, dar El nu există doar de atunci, El a existat și înainte. Sunt foarte multe dovezi în Sfintele Scripturi care clarifică conceptul acesta. Prima profeție pe care o avem în Scripturi referitor la trimiterea celui care urmează să vină este în Geneza, chiar în prima carte, în capitolul 3, la versetul 15, unde Biblia remarcă despre faptul că sămânța femeii este declarația lui Dumnezeu, urmează să distrugă capul șarpelui celui vechi, al lui Satan. Vorbind despre sămânța femeii, evident, atunci era greu de înțeles așa ceva, acum 6.000 de ani. Dar astăzi noi pricepem sămânța femeii. De ce? Pentru că spunea cuvântul lui Dumnezeu în versetul 35 pe care l-am citat aici. Duhul Sfânt, zicea Îngerul Gabriel, se va coborî peste tine. Puterea celui etern, a celui preanalt, te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi numit Fiul lui Dumnezeu, Fiul celui preanalt. Deci este vorba de a se împlini lucrul acesta fără participarea bărbatului. Așa ceva nu a mai existat. Singurul Adam care a fost adus în existență în momentul în care Dumnezeu a plănădit și apoi a suflat suflarea de viață și nu degeaba Scriptura numește pe Iisus mai târziu prin Apostolul Pavel al doilea Adam. Pentru că n-a fost o participare a seminței bărbatului și Dumnezeu a zis sămânța femeii. Aceasta va veni și va avea capacitatea să zdrobească capul șarpelui al lui Satan. În decursul istoriei, în profețiile pe care Dumnezeu le-a adus, este o profeție remarcabilă pe care dumneavoastră cred că ați auzit-o, se și colindă legat de lucrul acesta. La Isaia, la capitolul 7, versetul 14, Dumnezeu a declarat și a spus așa, iată, vă dau un semn, femeia, fecioara, va rămâne însărcinată. Fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și vor pune numele Emmanuel, care tradus înseamnă Dumnezeu este cu noi. Atunci când Domnul Iisus era împreună cu preoții, saducheii, farisei, oamenii foarte religioși, ultra-religioși din vremea sa, ei s-au considerat uneori foarte jigniți de către Mântuitorul. Unul din motivele pentru care se considerau jigniți și considerau că Iisus avea uneori blasfemii era faptul că El tocmai asta susținea, că este înainte de a se fi născut, că El există dinainte de a se fi venit. De pildă, la un moment dat, în capitolul 8 din Evanghelia după Ioan, ne relatează Evanghelistul Ioan că Iisus remarcă și le spune oamenilor religioși în fața Lui, înainte să fie Avram, sunt eu. Construcția gramaticală, chiar a acestei afirmații, este una foarte ciudată, nu-i așa? Înainte să fie Avram, Avram a existat cu 2000 de ani înainte ca Iisus să se nască. Acum 4000 de ani a fost Avram. Este cel de la care a pornit poporul Israel, Avram, Isaac și Iacov. Iacov se numește mai târziu Israel. Și în momentul în care Domnul Iisus Hristos remarcă și spune, înainte să fie Avram, sunt eu,
Iisus folosește o axiomă care, de fapt, reprezenta identitatea lui Dumnezeu. Dar mai mult decât atâta, era o sugerare a faptului că El există dinainte de a fi fost Avram, acum 2000 de ani, zice Iisus. Și atunci, ei au luat pietre, supărat să-L ucidă, cum era obiceiul la evrei. Cum îți permiți tu să spui, n-ai nici 50 de ani, Iisus era de 31 de ani, n-ai nici 50 de ani și tu îți permiți să spui că ești înainte de Avram? Și Iisus le spune, voi nu înțelegeți, dar într-adevăr, înainte să fie Avram, sunt eu. Apoi, este foarte remarcabil momentul în care Domnul Iisus Hristos este adus în lume și atunci când vine în lume, Biblia spune prin Cartea Psalmilor și apoi Apostolul Pavel reia în Cartea Evreilor în Noul Testament niște afirmații extraordinare. Dumnezeu declară despre El, spune Scriptura. Când El este adus în lume, declară Dumnezeu despre El cine este. Și spune Dumnezeu, toți îngerii să-i se închine. Când Iisus se naște, toți îngerii să-i se închine. Asta înseamnă foarte mult. Gândiți-vă că Dumnezeu nu acceptă să se închine nimeni unei persoane, unei ființe, de orice natură, în afară de Dumnezeu. În legea Vechiului Testament, Dumnezeu a venit și a spus, este interzis lucrul acesta. Nu ai voie să te închini la nimeni. Doar Domnului Dumnezeului tău să te închini. Îngerii n-au acceptat închinarea. Dar când vine în lume, Dumnezeu declară despre Iisus. Toți îngerii să-i se închine. Asta însemnând că El este mai mult decât un înger. Mai mult decât atât. Zice, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, declară Dumnezeu Tatăl. Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns un gălem de bucurie mai presus decât tovarășii tăi de slujbă. Sau, la început, Tu, Doamne, declară Dumnezeu Tatăl. Despre Iisus, Tu, Doamne, ai creat pământul și Tu ai făcut cerurile care sunt lucrarea mâinilor tale. Iată, dar, Domnul Iisus Hristos a afirmat că El este dinainte de Avram, este din totdeauna și că este Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl declară despre Iisus că este dinainte, că este din eternitate, că este Dumnezeu. Până și oamenii au declarat lucrul acesta. Pentru a recunosc, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu, acelui Sfânt. Sau Toma, când se închină înaintea Lui după înviere și vede semnele cuielor în palmele Lui, a Hristosului înviat, care fusese mort cu câteva zile înainte și declară închinându-se Domnul meu și Dumnezeul meu. Și centurionul care a coordonat lucrurile cu privire la ducerea la îndeplinirea răstignirea crucificării Domnului Iisus Hristos. Și el, când a văzut cum a murit Iisus Hristos la crucea lui Iisus și când a declarat Iisus, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și apoi, mâinile tale, Dumnezeule Tată, îmi încredințez Duhul. Atunci centurionul a declarat, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Avem declarația lui Iisus, avem declarația lui Dumnezeu Tatăl, avem declarația oamenilor. Că Iisus nu a intrat în existență doar acum 2000 de ani. Când vorbim despre Iisus, să nu ne referim doar la un bebeluș care s-a născut și un prunc care mi s-a dat și a rămas doar atâta. Să știm că este vorba de întruparea divinității. Că a venit Dumnezeu cel etern din veșnicie să îmbrace umanitatea. Pentru ca să poată să cunoască ispitele, încercările. Și ne spune Apostolul Pavel, când scrie Evreilor, El a fost în toate lucrurile ispitit, ca și noi. El a trebuit să se facă deopotrivă cu natura noastră, pentru ca să poată, în natura noastră, să biruiască păcatul și să devină astfel urzitorul unei mântuiri eterne. Domnul Iisus, ce privește nașterea Lui, nu s-a născut doar aici, în lumea noastră, venind acum 2000 de ani, ci El a existat dintotdeauna. Al doilea concept, care spuneam că este foarte important și l-am considerat clar, trebuie să fie clarificat, trebuie să fie înțeles, este legat de numele Lui. Numele meu este Dedeșan Dumitru Mircea. Sunt oameni care mi se adresează cu Mircea, foarte puțin care uneori îmi spun Mitică sau Dumitru, că nu mă cunosc prea bine, și alții îmi spun Dedeșan. Oricare dintre acestea sunt acceptate. Pentru că este numele meu. Dacă m-ar fi chemat doar Dedeșan, atunci sunt o grămadă de Dedeșani în lumea aceasta. Era mai greu să se facă diferențiere.
Dacă era detașat și Dumitru, era un pic mai ușor, aveam două nume. Dar dacă am trei, deja este și mai ușor. În Vechiul Testament, numele avea o greutate foarte mare. Era de mare însemnătate și mai ales se făcea din punct de vedere profetic darea unor nume, prin considerente al unor călăuziri care erau de natură divină. Însuși Dumnezeu a venit și a schimbat numele unor oameni. La un moment dat îi spune Dumnezeu lui Avram, Avram, de acum înainte nu te vei mai numi Avram, ci te vei numi Avram. Nu te vei mai numi omul diferit de ceilalți, omul de cealaltă parte, Avram, ci te vei numi tatăl unei mari mulțimi, Avram. Bărbatul ăsta avea 75 de ani când Dumnezeu îi spune lucrurile acestea. Și îi spune, tu vei fi tatăl unei mari mulțimi, pentru că vor fi foarte mulți. Atât de mulți încât îi spune Dumnezeu, numără stelele dacă le poți număra. Așa va fi sămânța ta. Numără risipul de pe malul mării dacă îl poți număra. Așa va fi sămânța ta. Atât fizic, cât și spiritual. Copiii ai lui Avram. Și Dumnezeu i-a schimbat numele. La fel, Dumnezeu schimbă numele lui Iacov. La un moment dat îi spune, Iacov, numele tău nu va mai fi Iacov, ci numele tău va fi Israel. Și de la el se trage poporul Israel, Avram, Isaac și Iacov, Iacov numindu-se Israel. Exact la fel, și Dumnezeu are mai multe nume. Îl găsim pe Dumnezeu prezentat în Scripturi ca și Elohim, Elion, Jehova sau Yahweh, Adonai, El, Ava și așa mai departe. Multe nume are Dumnezeu. De ce oare a trebuit să aibă mai multe nume Dumnezeu în Sfintele Scripturi? Știți de ce? Pentru că exact ca și la mine. Nu se putea prinde și nu știi la care te referi caracteristicile imens de multe, atributele extraordinare ale divinității, dacă era un singur nume. Pentru că fiecare din construcțiile acestea ale numelor lui Dumnezeu înseamnă ceva, transmit ceva. Numele primul cu care îl găsim pe Dumnezeu pe paginile Scripturii este în Cartea Genesa. Încă din primul verset al Scripturilor, al Bibliei. Și din 31 de versete pe care le avem numerotate în primul capitol al Genesei, de 30 de ori apare același nume, Elohim, cu privire la Dumnezeire. Elohim este construcția plurală a substantivului care se referă la Dumnezeu. Noi nu avem așa ceva, nu putem să spunem într-un singur cuvânt în limba română și să prindem construcția plurală. Dar faptul că suntem într-un context în care sunt foarte mulți oameni creștini în națiunea noastră și avem cu preponderență doctrina bine așezată a Trinității, pentru noi este mai ușor să înțelegem despre faptul că Dumnezeirea e prezentată la plural prin Elohim. Apoi, iau de pildă patru nume care sunt doar într-un singur psalm, psalmul 46. Al doilea, pentru că Elohim este care Elohim fiind supremul sau cel care e creator sau cel care este atotputernicul. Apoi este Elion. Elion se referă la cel preînalt, care este deasupra tuturor, deasupra absolut întregului univers. Elion. Un alt nume care este în Psalmul 46 și care îl găsim de peste 6.000 de ori în Sfintele Scripturi, este Yahweh. Sau la noi circulă Jehova. Yahweh este numele foarte folosit de Dumnezeu. Dumnezeu care există prin sine însuși. Eu sunt. Yahweh este în limba ebraică. Eu sunt s-a prezentat Dumnezeu la Moise. Ceea ce s-a transmite că El există și poate să existe și absolut nimic nu determină existența sau începerea existenței Lui. Și un alt nume în Psalmul 46 este Domnul Oștirilor de Biblie. Dumnezeul Oștirilor se referă la faptul că acolo găsim în Biblie oștirile cu referire la oameni. Este oștirea Domnului în Vechiul Testament, numind poporul evreu, poporul Israel, care era oștirea Domnului, formată din oameni. Când vorbim despre oștire, în Scripturi găsim și oastea sfântă, care este cu referire la îngeri, heruvim, serafim. Este o oaste cerească, spune Biblia, când s-a născut Domnul Iisus Hristos, o oaste cerească. A început unindu-se să înalțe numele Domnului și să spună slavă lui Dumnezeu în locurile înalte, pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Deci oștirea oamenilor, oștirea cerului, cerească, dar oștirea cerului și în sensul de planete, de stele.
soarele, luna, stelele, corpurile, astrele cerești. Și Dumnezeu le-a dat asta mai ales în cartea Apocalipsei. Deci Domnul se prezintă ca Domn al oștirilor, nu spune al oștirii, nu este o oaste doar, ci al oștirilor. Iată, oastea formată din oameni, oastea formată din astre, oastea formată din ființele cerești. Deci iată pe Dumnezeu că se prezintă în mai multe denumiri. De ce este semnificativ lucrul ăsta? Este tocmai pentru ce spuneam. Numele lui Iisus. Spune cuvântul lui Dumnezeu citat din cartea aceasta a Evanghelistului Luca, că îi vei pune numele Yeshua în original, la noi Iisus. El se va numi Yeshua. Ce înseamnă Yeshua? Este Domnul este mântuire. Caracterul principal al venirii Domnului Iisus Hristos, transmis și prin denumirea pe care o dă Dumnezeu Tatăl, prin Îngerul care îi spune, așa trebuie să-i spui, Yeshua. Caracterul principal e transmis prin numele pe care îl poartă Iisus. El este mântuire. Domnul aduce mântuire. Domnul este mântuire. În foarte multe situații și găsim multe referințe, când se vorbește despre lucrul acesta în Noul Testament după venirea Mântuitorului. Ioan, capitolul 3, versetul 17, Iisus vorbește cu un membru al Parlamentului Evreiesc, cu Nicodim. Omul acesta a venit noaptea la Iisus. A venit noaptea pentru că au hotărât să dea afară pe cei care mai au relații de discuții cu Domnul Iisus. Să-i dea afară din sinagogă. Și bărbatul acesta era membru Parlamentului Evreilor. Și era un preot din cea mai îngustă partidă a religiei evreilor, era fariseu. Și pentru că a văzut ceva deosebit la Domnul Iisus, a venit la el. Și Iisus a stat de vorbă cu el și la un moment dat îi spune lucruri esențiale. A zis, Dumnezeu nu a trimis pe Fiul Său în lume pentru ca să condamne lumea. Este o veste bună pentru noi toți. Scopul nu a fost ca să ne condamne, ci ca să mântuiască lumea. Iisus Hristos spune, deci scopul pentru care eu sunt aici, Nicodim, este să mântuiesc omenirea. Atunci când face o vizită la Ierihon, este întâmpinat de un bărbat mic de statură, dar șmecher. Era directorul la Baba din Ierihon. Ierihonul era chiar la graniță. Și omul acesta a fost un tip care nu a fost foarte corect, a înșelat de multe ori și a fost un oportunist. Se vede foarte clar din contextul biblic. Dar el este curios să-L întâlnească pe Iisus. Și Domnul Iisus, printr-o circunstanță în care îl cunoaște, solicită să coboare din dudul în care s-a urcat și zice, astăzi vreau să rămân în casa ta. Și acolo Iisus vorbește prin Evanghelie. Și omul acesta stă înaintea lui Iisus și spune la un moment dat, Zacheu, zice, auzi, jumătate din averea mea am hotărât astăzi aici să o dau la săraci. Și din cealaltă jumătate, pe cei pe care i-am nedreptățit, am să o împart la oamenii aceia, le dau de patru ori cât am luat de la ei. Iisus a întors pe ceilalți oameni atunci și a declarat, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Și El este Fiul lui Avram. Adică și El este un copil al lui Avram pe spița spirituală. Este un fiu al lui Avram, înseamnă că este un fiu al lui Dumnezeu. Iată, dar cele două lucruri principale pe care le-am menționat, în primul rând, nașterea lui Iisus nu înseamnă intrarea lui în existență. A existat dintotdeauna. Dar a venit îmbrăcând natura umană, acum 2000 de ani. În al doilea rând, dincolo de nașterea lui Iisus, care nu este doar de la 2000 de ani în urmă, în al doilea rând, numele lui Iisus înseamnă Domnul este mântuire. Și în al treilea rând, și vreau să mă duc spre încheiere, dragii mei, în al treilea rând, nevoia unui răspuns din partea fiecăruia dintre noi. Nevoia noastră l-a determinat pe El să vină la noi. Noi nu ne puteam salva singuri. Fiecare persoană trebuie de acum să răspundă cu privire la darul pe care Dumnezeu mi l-a oferit, Domnul Iisus, Fiul Său. Poporul la care El a venit inițial este poporul Israel, poporul evreu. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit la Israel, la evrei. Și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor, oricui, tuturor celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii al lui Dumnezeu și se pot face copii al lui Dumnezeu, născuți nu din carne, nu pe arborele genealogic, nu din natura lor, nu din firea lor, nu din dorința lor sau al altui om. Nu ne poate da nimeni posibilitatea aceasta, nici o ființă umană, ci născuți, zice cuvântul Domnului, din Dumnezeu.
prin credință tuturor celor care l-au primit, celor care cred și trăiesc o viață de credință. Am un pasaj care este foarte cunoscut de cei credincioși și este de o frumusețe deosebită în contextul acesta. Este Tit, capitolul 2, la versetul 11 până la 13. Și ascultați ce spune acolo Marele Apostol Pavel. Harul lui Dumnezeu este darul nemeritat. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire a fost arătat. Acum 2000 de ani a venit Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire. Și ne învață să o rupem cu băgânătatea și cu poftele lumești și să trăim de acum înainte cu dreptate, cu cumpătare, cu evlavie. Așteptând fericirea noastră în veșnie și arătarea slavei, glorie, Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Acceptare, respingere, ignorare, nepăsare, acestea sunt răspunsurile pe care oamenii le dau. Invitația lui Dumnezeu, datorită nevoiei unui răspuns. Și vreau să ne fie tuturor clar și duceți mesajul acesta. Putem să stăm nepăsători, să stăm ignoranți față de asta. Nu suntem scutiți. Putem să ne spingem. Nu suntem scutiți. Putem să acceptăm ce mare har ar fi acesta. Să acceptăm darul lui Dumnezeu. Acum la sărbătoarea aceasta a colindelor și la povestea Crăciunului din data de 20 decembrie 2017 la sala teatrului de aici din Turda. Poți să fii o persoană transformată în inima ta pentru eternitate, ca și omul acela despre care Iisus spunea, astăzi a intrat mântuirea în casa lui. Vă spun o povestioară, un bogat colecționar de tablouri, apreciat foarte mult picturile și împreună cu fiul său, cumpărând, pentru că își permitea datorită finanțelor să cumpere picturi de Picasso, Van Gogh, Monet, unul acesta a adunat o colecție foarte frumoasă. Împreună cu fiul său se bucura. Era văduv și se bucura de băiatul lui. La un moment dat, băiatul a trebuit să meargă la război. Și se spune că acolo a fost ucis. Bătrânul a primit o telegramă și s-a specificat, fiul dumneavoastră a murit pe front. A fost distrus. În ziua de Crăciun, îi bate cineva la ușă. Și se prezintă omul care vine, îi spune, domnule, nu mă cunoașteți. Eu sunt prieten al fiului dumneavoastră. Pe mine m-a salvat atunci când el a fost ucis. Am venit să vă fac o vizită și să vă aduc o atenție. Eu sunt un artist. Nu sunt un artist de renume, dar îmi place să pictez. Și eu când am fost în timpul războiului pe front cu fiul dumneavoastră, i-am făcut o imagine, i-am făcut un tablou. Și aș vrea să vă dau în amintire. Bătrânul s-a bucurat foarte mult, am mai stat un pic împreună, a plecat omul. În lunile următoare s-a îmbolnăvit și apoi bătrânul a murit. Potrivit hotărârii sale, s-a făcut organizarea unei licitații, pentru că nu avea niciun moștenitor, să se dea la licitație, să se vândă toate aceste tablouri care erau de valoare de milioane de dolari. A început licitația, au venit oameni de pretutindeni care se cumpere din tablourile acelea de colecție ale bătrânului și ale fiului său, tablouri care au rămas. Și în momentul în care a început licitația, cel care coordona licitația a prezentat tabloul fiului acestui bărbat și a zis, tabloul fiului se vinde primul. Cu acesta începe licitația și licitația începe de la 100 de dolari. Cine de 100 de dolari? Nimeni. A întrebat a doua, este cineva care de 200 de dolari? Și cineva din sală a strigat, lasă-ne cu tabloul fiului, nu pentru asta a venit, nouă ne trebuie Picasso, Monet, ne trebuie Van Gogh și așa mai departe. Hai să trecem la adevărata afacere. Dă-l la cine vrei. Și omul a spus, nu se poate pentru că este legalizat totul acesta. Putem merge mai departe după ce se vinde la licitație tabloul fiului. Cine ia pe fiul? Și un bătrânel s-a ridicat și a zis, eu sunt vecin de lor și a fost un băiat foarte drăguț și îmi permit să dau 100 de dolari să-l am ca amintire pe perete la mine. Ok, a plătit omul și din momentul acela, cel care conduce licitația a bătut și cu ciocanelul și a zis, licitația este încheiată.
Cum adică au zis oamenii? Cum să fie încheiat? Acum începem adevărata afacere, adevăratul business. Acum începe licitația. Și el a zis, nu, îmi pare foarte rău, trebuie să vă spun. Bătrânul a lăsat scris, legalizat, cine ia pe fiul, ia tot. Și s-a încheiat licitația. Îți spun în seara aceasta, cine ia pe Iisus Hristos, pe fiul, ia tot. O să fie seara asta și o scurtă scenetă. Tinerii au pregătit sceneta aceasta. Aș vrea, chiar dacă mi se pare distractiv, să porniți de la gândul că, de fapt, oamenii de sărbătoarea Crăciunului se distrează. Știu de brad, de sarmale, de tăierea porcului, de cozonaci, de distracție, dar uită de esența sărbătorii. Chiar dacă pare un pic subiectivă sceneta la început, aș vrea să-i dați atenție și, fiind tineri, poate că sunt și momente distractive, dar în final, mesajul contează. Și nu uitați. Cele trei lucruri, să ne fie clare. Și duceți-le și altora. Dragii mei, nașterea lui Iisus nu înseamnă intrarea lui în existență. El este Dumnezeu întrupat. A existat dintotdeauna și va exista pentru totdeauna. El este Alfa și Omega. El este începutul și sfârșitul. El este Dumnezeu. La doilea rând, numele Lui, Iisus, Yeshua, înseamnă Domnul este mântuire, Domnul este salvare, a venit ca să ne mântuiască. Este scopul pentru care Dumnezeu l-a trimis în lume pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să ne piară, ci să aibă viața veșnică. Și în al treilea rând, e nevoia fiecăruia dintre noi acoperită, dar nevoia este ca fiecare să dăm un răspuns. Să nu fie respingere, să nu fie nepăsare, să nu fie ignoranță, ci să fie acceptare. Și Dumnezeu ne va binecuvânta.
Bună seara! Primitoare Doamne, Domn, și mai ales Domnișoare! Bun venit la un uimitor spectacol de teatru! Vă vom prezenta uimitoarea poveste Acciun. Sunt aici alături de niște absolvenți în facultății de teatru și televiziune din Cluj-Napoca. Niște oameni uimitori. Lăsați-vă uimiți de uimitorul nostru talent actoricesc. Faceți-vă comod și o vizionare uimitor de plăcută. Costele, scenariu, te rog. Cândva, de mult, îndepărtări, într-un orășel numit Ierusalim, pe o cărare îngustă, Iisus pășea cu crucea în spate, plin de lacrimi, durere și... Costele! Mi-ai adus scenariul greșit. Scuză-mă, n-am avut, Costele, vină serios acum. Dar ce? Dacă te treci aici, ești liber de parte. Nu se răscă, facem și atunci un spectacol și mă gândeam... Nu? Nu? Costel, te rog. Și ne-am ăla bun de data asta. Cândva, de mult, îndepărtat, într-un orășel numit între doi oameni, Iosif și Maria. Și Maria mergeau în căutarea unui loc în care Maria să poată să nască în siguranță cu Mielul Iisus. Însă nimeni voia să-i primească în casa lor. Singura lor opțiune era un mic grajd din acel sat. Fără rădu, fără mâncare, fără un pat moale pentru Maria și Dele. Cei doi s-au așezat în paie și așteptau venirea micului prunc. Era un grajd lucuț, dărăpânat, cu doar câteva animale înăuntru. Doar câteva animale în urmă. Doar câteva animale în urmă. Da, grajdul atât croaznic, deci deplorabil. Oh my God, deci erau scârbi, căsute și la fiecare condușor era gheață, pânză de paiaje. Și să nu mai vorbim de cât de prost, iluminat era încă berea. Da, ceva. Cât am putut să facem ceva legătură cu asta? Lumină. Ce să facem? Aveam niște instalații. De fapt, spate, nu, nu, dar ești numele, dar... Asta nu e legătură. Așa. Și... Da, nu știu. Da, aveam niște instalații. Două chiar albe, erau albe, 100% erau albe. Da, și când am spat și... Arată secul, nu merge, nu. Asta nu prinde, nu. Un brad, am nevoie de un brad. Costel? Ionel? Haideți! Da, parcă și văd. Refectoarele că sunt de micul Iisus, da. Asta trebuie, asta le-a zis ea, luminițe aici în zona asta, e prea mult trebuie, trebuia să fie mai aici. Și un brad, perfect, un brad undeva aici, cred că ar merge, nu, sau...
Poți să ridici mâna sus. Exact, primiți acolo. Super, ar merge super. Unde-s băieții ăștia? Ionele, vezi că prea doare aerul? Da. Mult mai bine. De fapt, în bradul ăsta nu mai trece. Auzi, Ionele? Multă bradul ăsta mai face. Cu asta te alegi dacă nu angajezi profesioniști. Sunt oameni. Sunt oameni. Costele! Știți ceva? Lăsați-l! Lăsați-l! Puneți-l pe jos! Întindeți-l! Am tot foarte bine jos! Puneți-l pe jos! Mult mai bine! Lăsați-l pe jos! Unde era să se semne? Da! Cam așa ar trebui să arate locul în care se naște o rege. Adică să fim serioși, dragi, nu, trebuie să... Nu, în locul ăsta nu se naște o rege. Nu mă interesează, în schimba puțin, nu se vede diferența. Bun. Continuăm cu asta. După nașterea mea cu lucru, am văzut în steaua scucitoare, cei trei magi și păstorii au mers la graj, dar pentru Miguel Iisus și... Da, așteptați. Cum ai? Magi, păstori, merg la Iisus. Da. Prea vechi, prea demorat, nu merge. Schimbăm, nu-i problemă. Schimbăm, aici, magii, da. Nu, bun, da. Magii și păstorii nu au mai putut ajunge. Aveau ceva drag. Dar, în schimb, toate prietenele Mariei și a lui Iosif, cu cadouri multe pentru bebe, da. Fetelor? Da, cu cadouri multe pentru bebe, acolo jurute de baby shower secolul 1 și era super, toată lumea povestea, toată lumea era o petrecere imensă în jur. Și
Și magii? Și păstorii? Unde sunt? Vreau să ajungă. Lux, noi nu avem nevoie de cadouri ca să fim fericiți. Copilul acesta este cel mai frumos cadou pe care putea primi. Crăciunul, povestea Crăciunului înseamnă ce ați văzut voi aici. Povestea Crăciunului e cea mai reală și cea mai autentică poveste și dai mie de secole întregi. Așa că ce ar fi ca anul ăsta să spunem tuturor adevărata poveste. Și ceva? Ești nu-mi convin? E că aveți dreptate. Păstele? Pionele? Ce n-a? Într-un sat, desemnat în Betleem, într-un grad, s-a întâmplat cea mai uimitoare minune a omenirii. Iisus s-a născut. Chiar dacă grajul era tâlpânat și nu avea nicio figurațiune, aparent, chiar dacă totul pare ireal sau demodat, până la urmă, asta s-a întâmplat cu adevărat. Noi, spune povestea. Dar Crăciun înseamnă mult mai mult de atât. De Crăciun trebuie să trăiești povestea. Să o simți și să o lași să devină o realitate cu Dumnezeu. De Crăciun, asta este adevărata poveste. Vă dorim niște sărbători uimitoare alături de uimitoarele voastre familii. Și un Crăciun uimitor.